Toți ne-am dorit să comunicăm cu cei de acasă, chiar dacă vedeam doar un simplu text, știam că e de la ei, vedeam cuvintele celor dragi adresate nouă. De asta a fost poate și puțină presiune pe unii dintre noi. Mi-e dor de Mihai, mi-e dor de Jacqueline. Chiar regret enorm, enorm de mult regret că am pierdut acest joc. Pentru că deja îmi imaginam cum, nu știu, cum o să citez mesajul de la ea, de la ei. Și nu știu ce s-a întâmplat, adică inclusiv când m-am accidentat, am simțit că nu o să mă mai ridic de jos. Și nu mai am venea așa în cap și că trebuie să le pun la capăt, până la capăt pentru echipă. Da, dar uite să nu uităm că am fost deficitare astăzi, că n-am avut-o pe Elena, n-am avut-o pe Simona. Elena cu siguranță aducea măcar un punct, nu? Și Zani, dacă era de viteză. Și Zani la fel. Elena, practică, doamne, nu trebuie să lăsăm. Cred că astăzi a fost meciul fetelor. Vreau să le felicit. Mă bucur foarte mult pentru Oxana Nemeș, care a adus două puncte importante pentru echipa noastră. Sunt puțin dezamăgit de Majda, pentru că ea a dat tot. Problema este cum se antrenează. Bă, Jador, am văzut că a fost foarte supărat, nu doar din cauza că am pierdut, așa de când am început jocul, am zis că a pornit așa cu un vibe oarecum negativ și am vrea să-l întrebăm dacă poate să vină să ne spună ce se întâmplă. Ioane! Jador! Ionuț! Remus! În fine, nu, dacă nu vine treaba lui. Mi-aș dori foarte mult ca Jador să învețe foarte multe lucruri din această experiență. Să învețe că în Survivor trebuie să trăim unii cu alții, să învețe că în Survivor toți suntem egali, să învețe că în Survivor nu există orgoliu. Suntem o echipă, toți trebuie să tragem la căruță și trebuie să învățăm din greșelile noastre. Ieri pe toți, tot ce am făcut. Dacă e să mai dea în mine, mai se dă, o să plec. Se vrea să plec. Se vrea să plec și sunt cu moralul la pământ, sincer. Chiar sunt cu moralul la pământ, simt că m-a părăsit și Dumnezeu, parcă m-a părăsit toată lumea. Nu mă victimizez, dar nu mai pot. Bă, asta este, am pierdut. Am pierdut, fruntea sus, le felicit pe fete, ne antrenăm și vom fi mai buni. Exact. Asta important să ne menținem același vibe în echipă, da. Să fim ok unii cu alții și să mai certăm. Coverturile astea bune? Noi. Nici n-am emoții. N-am nicio emoție. Niciuna. Deja plângi. Aline, stai că nu știi de la cine e. Nu știm noi de la cine e. Hai, deschide. De ce v-am să faci acolo? Ăsta ne omoară. Bai, câte aș vrea să spun, dar le păstrez pentru când te întorci și sper că doar la vară. Îmi doresc să te bucuri de tot ceea ce trăiești acolo și să apreciezi la maxim această experiență pe care ți-a oferit-o viața. Imaginează-ți că eu sunt undeva acolo.
Ucesc loc la plajă cu un cocktail. E diavola. În mână. Cu gândul și cu sufletul chiar sunt acolo. Lasă-i pe oameni să-l cunoască pe Alin. Cel de care m-am îndrăgostit eu. Acel nebun frumos și mereu cu glumele la el. Exact. Încearcă să te vezi prin ochii mei. Și Didina, cum am zis întotdeauna, și vei muta munții din loc. Cea mai mare încredere că o să-ți atingi scopul. Dacă nu atingi luna, dansează printre stele. În ceea ce mă privește, nu-ți face probleme. Ți-au promis prietenii noștri că o să aibă grijă de mine. Mi-este dor de tine și te iubesc mai mult ca oricând. Mulțumesc, e Diana. De la frate. Nu cred! Bine! Deci trebuie să zici ce zice. Zice, hai piticule, sunt mândru de tine. Ești un adevărat războinic. Nu uita niciodată că ești fratele meu mai mic. Deci ești mai tânăr și dacă eu pot, pot și tu. Nu uita tot ce am trăit. Nu uita tot ce am trăit și noi, prin câte am trecut, caută furia, ai pozitiv. Aia pozitiv, furia aia pozitivă și da tot cel mai bun. Uite de vârsta ta, uite de greutăți, ești mai puternic decât crezi. Luptă și nu uita niciodată la adversar. Te iubim, Leon, și cu mine îți spunem hai musti, hai războinici. Războinici vii. Războinici victorie. Dragul meu, Pici, încep prin spunerea că suntem bine și știu că te gândesc la noi. Am fost foarte îngrijită din cauza accidentarele tale, dar ne treabă. Daphne, intrau în fiecare seara de tine și... Chiar dacă... Aolo... Daphne, intrau în fiecare seara de tine și chiar dacă ne este foarte dor, să știu că te așteptam acasă cât mai târziu. Lupta pentru a ți și împlini visul, iar când simți că nu mai poți, gândește-te la noi, te iubim din toată inima.
Nu am cuvinte, nu pot. E foarte dificil. M-a iubit din toate sufletul, la iubesc, la amo, la do, cu tot mi corazon. La iubesc cu toate sufletul, fiecare seară, fiecare moment, fiecare secund me cantez la voi, diferent că arat un pic de să fiu dur, pentru că este singura forța care am să stau aici, să nu me gândesc, să nu renunț. Am făcut un fel de barieră la gardurile de acasă pentru asta. Să nu flachez, să nu se me las, nu me gândesc nici măcar la mama, nu me gândesc la soacra, nu me gândesc la nimeni, pentru că știu că în fiecare moment în care me gândesc, cobor foarte mult, indiferent că nu arat. Încerc să fiu cel mai tare om de pe pământ și sincer, e foarte dificil, indiferent că sunt în țara la mine, e greu, e dur, dar plecăm mai departe, nu ne oprim nicăieri, până la capăt întotdeauna, suntem războinici și așa ne mostram aici. De toată familia, în primul rând. Mai frumos. Wow, ce senzație este. Mădă. Că și pentru noi toți, cei de acasă, tu ești mădă. Omul simplu, frumos și modest. Ești atât de incredibilă, încât ne-ai lăsat pe toți cu gura căscată. Trebuia să ne vezi cum plângeam la primul tău punct. Eu, Valentina și Elena. Valentina, verșoara mea, și Elena este prietena mea cea mai bună și eu, sora mea, cu siguranță. Suntem mândri de tine și de performanțele tale. Din ce se vede la televizor, deducem că este foarte grea competiția. Așa este. Cum este acolo, numai tu știi. Îți trimitem de aici, de acasă, toată puterea și energia din lume. Vă mulțumesc din suflet și vă iubesc din toată inima. Să poți trece cu brio, la fel ca până acum, peste toate greutățile de acolo. Acasă totul e bine. Asta vă mulțumesc din suflet că mi-ați spus, pentru că asta pentru mine e cel mai important, să știu că acasă este bine. Deci asta este cel mai important și de aici pot să mut munți, știind că voi sunteți bine. Continui. Așa, acasă totul este bine. Fifi e grasă și frumoasă. Fifi e pisica mea. Te iubim mult și ne este extrem de dor de tine. Dar ce crezi? Nu te vrem acasă. Te vrem acolo până în finală, pentru că tu poți. Mulțumesc. P.S. Esențele tari se țin în sticluțe mici. Sunt cea mai mică sticluță de când mă știu eu pe planeta asta. Hai, deveni mai mic. Cu drag. Mami, tati, Ramona, Mamaie, Valentina și Fifi. Vă iubesc din toată inima, oameni. Facem și din asta o brățară? Facem. Brățara ta ne-a purtat noroc. Da, Maria, da. Te pui și tu. A venit noroc. Da. La mine e scurt și concis. Războinica noastră Maria, te iubim mult și ne este tare dor de tine. Fii curajoasă, înțeleaptă, puternică și să treci cu bine peste toate probele. Suntem foarte mândri de tine. Luptă până la capă și să ieși învingătoare la final. Te pupăm și te iubim mult de tot. Mi-a dat rețeta. Rețeta succesului. Să fii puternică, fii înțeleaptă și fii curajoasă. Iubita noastră Marilena, știm că ți este foarte dor de noi și este foarte greu de supraviețuit departe de familie. Noi suntem bine, să nu-ți faci griji, dar ne lipsești mult. Te urmărim în fiecare competiție cu sufletul la gură, împreună cu Sasha.
și suntem mândri de tine. Ai încredere în tine și în abilitățile tale. Ai demonstrat că ești o învingătoare și că poți trece peste orice probă. Noi, familia, îți urăm la mulți ani, te îmbrățișăm și te iubim mult. P.S. până la capăt. Deci cum a venit asta? Cum a venit asta, Mari? Aroganță! Ieri am câștigat pentru tine. Da. Mă simt că mi-este foarte dor de ei. Sasha este câinele meu, cățelul meu. Și... bănuiesc că e de la toată familia. Și... să știți că și mie mi-este foarte dor de voi și vă iubesc enorm de mult și... abia aștept momentul în care să vă îmbrățișez pe fiecare în parte. Și cât voi putea, voi merge până la capăt. Așa e, mai bine. Bravo, Mari. Wow, dar... de voi mi-a fost și mi-este cel mai dor. Albert, vrem să știi că ne-ai dovedit că te poți descurca în orice situație. Indiferent cât de greu ți-a fost, nu putem exprima în cuvinte cât de mândri și de fericiți ne faci. Ne-ai demonstrat că ești un războinic adevărat și sperăm că în continuare să fii cât mai concentrat și să-ți aduci aminte că totdeauna ai fost un învingător. Te iubim! Cu drag, cei mai mari susținători ai tăi, mama și tata! Tot făceam cumva să vă văd, să vă... acum mă duc pe plajă, mă duc singur și stau câte o oră și vorbesc cu voi și îmi pun mâna și îmi pun degetul, că asta-i semnul nostru. Nu știu, eu am mai puțin timp ca voi, dar aici nu... nu contează, este timpul tău, e același impact. Sentiment. E același impact, dar nu contează. Draga mea soră, ești o femeie puternică și continuă tot așa. Mă bucur că ți-ai îndeplinit unul dintre visuri și că ești foarte ambițioasă. Chiar dacă sunt departe una de cealaltă, primim același cer. Una lângă alta sau la mii de kilometri, noi vom fi mereu surori. Când simți că nu mai poți, să nu te dai bătută. Știu că noi suntem doi în unu și legătura dintre noi ca surori gemene este unică. Când tu râzi, râd și eu, când tu plângi, plâng și eu. Așa că fă bine să nu-mi strici buna dispoziție. Hai, gata cu vorba, treci la treabă. Știu că poți, nu te aștept acasă curând. Până la final, te iubim. Hai, Cătălin!
Era mai tare să o cunoaștem. Bună, de bun. Vreau să îți spunem că... Nu plângem, mă. Lasă. Vreau să îți spunem că ești în inima noastră și că ne gândim des la tine. Știm că ești puternic. Nu plâng. Știm că ești puternic și că vei aduce acest concurs până la capăt. Și că vei duce acest concurs până la capăt. Te susținem și vom fi alături de tine mereu. Te iubim și, și mereu vei rămâne campionul nostru. And don't forget that because it's behind you. Te iubim și vei rămâne campionul nostru. Bravo! Foarte drăguț, mă! Draga noastră, suntem foarte mândri de tine. Vreau să-ți spunem că urmărim toate misiunile. Bunicii urmăresc și ele și toată familia și toți unchii, mătușile, verișorii și prietenii. Vivi se adună cu mai mulți să te urmărească. Sensibilitatea ta să știi că nu este slăbiciune. Oamenii sensibili au o intuiție puternică, care vine din conștientizarea a ceea ce se întâmplă în jurul lor. Așa cum ți-am zis când ai plecat de acasă, natura îți oferă două mari spectacole zilnic, de care să te bucuri și pe care să le savurezi, răsăritul și apusul. Iar acolo unde ești, ai parte din plin de aceste peisaje frumoase. Fii tare, ai grijă de tine și nu uita că sănătatea trebuie să fie pe primul loc. Te iubim, cu dor și multă dragoste, mami și tati. Bravo! Roxana are a început un nou capitol în această carte Survivor care se numește Revenirea. La toată familia. Dragul nostru drag. Acum mai mult ca niciodată, îți spunem că te iubim. Știm că acum ai cea mai mare nevoie să auzi asta. Și tot acum, Claudiu îți transmite că este foarte mândru de tine. Ești exemplul lui în viață. Tata, te îndemn să fii tu însuți și chiar dacă înainte să pleci nu a fost foarte încântat de decizia ta, acum a devenit cel mai înflăcărat și cel mai emoționat susținător al tău. Iar eu, Dani, mama, îmi doresc să fii bine, să fii puternic cum ai fost până acum și să continui cu fruntea sus și cu aceeași încredere în tine. Împreună cu Laura,
trăim fiecare moment al traseelor tale, ca și cum am fi chiar acolo lângă tine. Sperăm că ne auzi. Te susținem, mândri că suntem familia ta, te iubim și te așteptăm acasă după finala Survivor. Succes, Sorin! Bravo! Sentiment bliss, se zice în engleză, cred că și în română, nu știu, bliss, zen, nirvana. Mulțumim frumos, Survivor. Și acum că știm că acasă totul este bine, că cred că asta e cel mai important pentru noi, știm că acasă este totul bine, atunci noi, prietenii ăștia care suntem aici, putem cumva să mergem mai departe cu mai multă putere. Forță. Forță. În minte, în suflet, în noi. Toate scrisorile astea ne-am dat o liniște o sufletească, liniște. Doamne. Liniște. Deși fiecare din noi, eu cred că avem nevoie de astfel de cuvinte. Vă mulțumim pentru vizionare! Nu uitați să ne urmăriți accesând linkul de aici. Mai multe clipuri aici sau aici.